Raft, dar este recreat în Minecraft, oameni buni, mai știți jocul Raft, nu-i așa? Jocul ăla în care te găsești pe o șalupă înconjurat de apă pentru că s-au topit ghețarii și trebuie să extinzi șalupa, să o faci mai mare, să-ți faci o casă, să-ți faci fermă de mâncare. Ce Dumnezeule mare sunt toate gunoaiele astea aici în apă? Ăla e cumva un End Crystal? Bro, chestia asta este efectiv foarte periculoasă, așa că vreau să o păstrez. Un soul campfire pot să-l pun aici. Băieți, am rezolvat problema cu... Fira, nu voiam să fac asta, voiam să fac altceva. Și ce voiam să fac era să dau click dreapta pe ăsta. Bine, hai să facem, uite... Hei! Este șalupa mea, delfin nemernicești, dispar de aici. Pot să pun la prăjit mâncare pe campfire-ul ăsta care cred că va arde la infinit. Bă, ce gamer sunt! Bă, deci în primele câteva secunde de când am intrat pe harta asta, deja am rezolvat o mare problemă. Bă, da, cât e glumă-i panoramă, eu va trebui totuși să îmi extind această barcă cumva, așa că... Au, oh, haide, nu pot să fii serios că de două ori am pus un bloc și de două ori l-am pus greșit. Îmi urăsc viața. Prefaceți-vă că n-ați auzit că am zis că sunt gamer pentru că aparent nu sunt. Aha, ce Dumnezeule mare era dirt-ul ăsta, habar n-am, dar tot ce știu este că acum am rezolvat. O găleată cu pește... Ia stai să eliberăm cumva peștele din găle. Au! Firar să fie, l-am eliberat și a fost nemernic și m-a lovit. Ce Dumnezeu s-a auzit. Bine, cât e glumă-i panoramă, dar fiți atenți pentru că aici se pot spuna și creaturi. Ia uite, una fix acolo este un mushroom. Oh, ia uite, un minecart cu chest. Un chest! Stai că vreau chestul ăla. Stai înapoi, vină cu acele chestule. Mă rog, eu pot folosi și această undiță ca să aduc iteme exact ca pe raft. Dar să fim serioși, știi ce-i vrea să folosești undița când poți să înnoți? Plus că aici nu există rechini, așa că ce există totuși sunt acei nemernici. Ah, avem și lumină. Zombie. Zombi nemernici care stau sub apă și se cred gameri. Bine, știu ce o să ziceți, dar Ping, vezi că șalupa aia ta o să arate foarte, foarte cringe cu toate blocurile alea diferite. Și o să zic, ce e ăla, mă, bloc de aur? Wow. Și o să zic că, da, frate, am aruncat ce nu trebuia. Aia. Și o să zic că știu, frate, dar nu contează, pentru că este vorba despre supraviețuire. Oh, un golden apple. Ok. Este vorba de... Oh, încă unul. Băi, am inventarul prea plin de gunoaie. Efectiv, sunt prea multe, așa că o să pun chestul ăsta aici și o să arunc câteva din astea. Că, bă, încetează, nu mai da toate... Stop! Ce Dumnezeule mare sunt astea! Nu mai da gunoaiele astea, ok? Oh, Jack-o-lantern. Am nevoie de multe blocuri pentru că condu... Îl vreau înapoi pe ăla, îl vreau înapoi pe ăla. Dă-mi înapoi conduitul ăsta, s-ar putea să fie foarte bun. Patul legendar în care pot să dorm. Asta vreau să văd un ou. Ouri. Ouă, ouri? Ouă. Ok. Să revenim. Deci hai să facem șalupa asta un pic mai mărici. Au! Un pic mai măricică, după cum spuneam. Și apoi vom... putea să adunăm foarte multe obiecte de astea fără să... Ai o armură? Oh, avem armură! Avem music discuri! Netherite! În 2021, cine mai folosește, frate, Netherite? Eu clar nu. Și itemele văd că se blochează aici, ceea ce e foarte bine. E foarte bine pentru că o să pot trece dintr-o parte în alta să le iau pe toate. Hei, hei, vino înapoi. Am nevoie de niște dirt, băieți, vreau să cresc un copac. Ce, aia o lamă? Dăm cu aceștia. Băieți, am și papuși de aur, deci nu se poate așa... De diamant, aveam și de aur, dar... Acum am și de diamant. Bă, lamă! Nu vrei tu să rămâi acilea să fii de acasă? Hai mă, că pe raft sunt și lame, exact! Și avem și o lamă și aici, mamă, ce gaming! Da! Fac cosplay de lamă în momentul ăsta, în cazul în care nu v-ați prins. Nu-ți trebuie saddle ca să călărești... Au! Îți trebuie altceva. Ia să mănânc acest rabbit stew și mă gândesc că o să arunc ăsta și mă gândesc că... Oh, am un axolotl! Da, dar gen o să... Cred că o să plece, nu cred că o să stea pe aici. Frate, dă-mi lemnul ăla de acolo. Oh, Jesus. Ah! Oh, stop! Pleacă! Oh!
Ah, oh, no! Uh-oh. Ok, so avem o mică problemă supra-denumită... Asta nu e corect! Îi bat cu lopata de Netherite! Na mă, șmechere, na mă, șmechere! E ok, l-am omorât! Dă-mi înapoi lopata mea de Netherite! Oh, Jesus! Ok, îi bat cu... mamă, ce periculoși sunt! Au! Am călcat în foc! Yo, asta ar trebui să fie ilegal! Totem of the Undying-ul! Hai să o dăm, băieți, hai să o... Ok, au dat-o bine de tot cu mine! Au dat-o bine de tot... Asta nu e corect! O bucată de armură! Ok, poate, fii atent, poate facem așa... Și acum notăm puțin și ne regrupăm! Gata, lasă-i să stea acolo, fraierii, asta îmi place să văd! Am o lopată, dar asta nu mai e de Netherite... O sabie de lemn, de ce nu e sabia legendară de diamant despre care... ăla e un alt totem? O să am și un alt totem. Lasă-mă în pace! Lasă-mă în pace! Creatură nemernică, asta credeam și eu că o să faci, că o să te întorci la loc, 100%. Ok, harta asta este un pic mai grea decât îmi imaginam. Bă, dar mi se umple inventarul de gunoaie. Gata, am sabia pe unul. Hai, băieți! Ce se întâmplă? Muriți cumva? Am uitat că ăștia vin prin zid. Ok, vrei să mori și tu? Haide! Mori! Pleacă! Ok, îmi pare rău, sunteți victime. Nu! E încă un de ăsta rău. Încetează, lamă stupidă, câtă viață mai ai? Câtă viață ai, lamă? Aha! Ok. Au. Am o idee. Au! Bro, stop! Ce plantă frumoasă. Stai mă așa, mă, că m-am enervat, mă. Vreți să vedeți ce am de gând să fac? Ok, vreau un item... Stop! Nu mai da toate gunoaiele astea! Stop! Dă-mi... nu! Dă-l înapoi! Ok. Asta nu merge pus decât pe... Ok. Am uitat că nu merge pus decât pe Obsidian și pe Bedrock. Voiam să le dau bucata morții, băieți, dar nu mai contează. Ei, țestoasă, pleacă de aici. Bă, dar ia încetează și tu că... Bă, încetează! Am armură de diamant! Nu ai sabie? Cum să n-ai sabie? Wow! Bă, care, Dumnezeule mare, este range-ul tău? Știi ce? Asta nu a fost o idee foarte bună, m-am răzgândit cu focul ăsta, vreau să-l scot afară de aici. E un sătean, hello, vino aici, stai acilea pe barcă, te-am salvat. Îmi ești dator. Urcă pe barcă, bro. Urcă, te împing de la spate, urcă pe barcă. Bă, cât de incompetent, bă, nu se poate așa ceva. Acum te urci? Acum? Au! Mă, tu încetează! Ăla era un Ender Eye? Stai că-i tocmai pe cealaltă parte. Mă, cum pot eu să-l bat pe ăsta, frate? Cum pot eu să-l bat pe ăsta? Ai cumva o sabie de Netherite? Nu, am nevoie de aia. Stai, dă-mi-l înapoi. God, sunt prea multe. Vreau sabia de Netherite, bro. Vreau efectiv sabia de Netherite. Ăla era un hou de Netherite. Dăm sabia de Netherite. Am văzut că este o sabie de Netherite și o vreau. Yes, yes! Ce Dumnezeu! Popped Chorus Fruit? Asta ce e, frate meu? După care, fiți atenți, facem... Uite așa. După care... Ce gamer! Dispar de pe ecranul meu, porc nemernic, ce ești sau... Ce Dumnezeule... Ești un păianjen aici. Dispari, păianjenule.
Ok, e bine, barca mea este efectiv plină de gunoaie. Și ar trebui să creștem un copac aici, mă, să avem lemn la îndemână, dar... Hello, lamă. E dirt. E un dirt mai diferit, este rooted dirt. N-are mai importanță că merge și ăsta, frate, știi cum se zice? Lasă-o, mă, că merge așa, ne-am obișnuit cu ea, mă înțelegi? Și acum, cu acest dirt, cred că vom putea să facem în sfârșit... Am avut două bucăți? Ok. Ah, era drip leaf de ăsta. Ah, oh my god, am atât de multe chestii aici și unele sunt chiar interesante. Aha! Ce îmi place. Bă, ar trebui să fac ăsta un pic mai mare, zic eu, așa că hai să facem 2, 3, 4, 5, and 6, and 7, and ăsta ar trebui transformat în... În lemn, dacă m-ar lăsa, uite așa. Ca să extindem puțin, uite aici, barca, știi, să nu cad în apă atât de repede. Tu ce vrei, mă, ce vrei? Au! Ce joc plin de buguri, mi-a dat damage, deși nu ar fi avut voie. E cringe să dai damage, în cazul în care nu știați. Yes! Chorus Flower. Asta e destul de mișto, numai că nu cred că am ce să fac cu ea. Am obsidian, nu știu, o să pot să dau cu end crystal-ul dacă mă enervează vreo creatură pe aici, băieți, așa că hai să facem, uite așa. Și uite, uite așa. Stai, mă, nu se putea și pe obsidian să pui ăsta? Ce îmi place să trișez și să văd pe fundul oceanului, ca și cum ar fi zi. Ah, gata, nu mai funcționează. Am ajuns la acești ghețari. Au! Ce Dumnezeu? Nu mi-am luat damage de la oxigen, nu? Ba, cred că da. Și am realizat că nu am târnăcop, dar cine are nevoie de târnăcoape? Ce sunt eu, frate? Miner? Să fim serioși. Și eu acum... A, se spargă destul de ok și fără târnăcop astea. Perfect. Și eu acum aș vrea să mă urc pe unul din acești ghețari să văd dacă nu cumva pe aici se află vreun chest ascuns. Poate, poate. Apusul de soare este doar răsăritul, dar cine știe, trebuie să verificăm. Și este imposibil să verificăm. Uite așa. Au, ăsta e vârful acestui ghețar și efectiv nu este absolut nimic aici. A! Este Poseidon, ajutor! Voiam să mă duc după măgarul legendar. Papuș de diamant. Voiam să mă duc după măgarul legendar și să-l îmblânzesc și să-l călăresc și a venit Poseidon și era ceva gen... n-ai voie, caca, ia mâna de acolo. Pe bune, bro! Oh, găinușă! Bă, ce Dumnezeule mare gunoaie s-au mai strâns pe aici, ce Dumnezeu! Bă, bedrock cred că nu putem să facem rost, nu? Că aș fi vrut să fac rost de bedrock și să fac pim, pim, pim. Deși eram destul de sigur că pot să pui... Dispar de aici. Că pot să pui acest... cum îi zice... acest end crystal și pe... Oh, acum a funcționat. Cred că nu funcționa pentru că era ceva item pe acolo la un moment dat. Bă, noi am pus ăsta, dar uite că nu avem oase. Oh, nu mai contează, am găsit un bloc de oase. Fai de ca... Bă, ce îmi place să nu am dreptate niciodată. Bă, ce îmi place să... Se păstrează că este de netherite. Ce îmi place să zic ceva și apoi jocul să-mi zică că n-ai dreptate, ping. Ce să mai arunc de aici? Nu știu, merele astea, fern, uite astea. Bă, dar la un moment... Cred că a dispărut blocul ăla de... Nu poți să fii serios că a dispărut blocul, era fix acolo, bro. Au, haide că era dita mai blocul de oase. Și efectiv inventarul meu este iară plin de... Am aruncat conduiturile, dă-le înapoi! Într-una din zile voi avea suficiente blocuri de astea cât să fac un conduit ca să mă mișc foarte... A, este doar de diamant. Eu, diamante. Dar bine, hai, lasă-l, păstrăm. Îl păstrăm pentru că o să trebuiască să tăiem acel cop... Nu, dă-mi înapoi alea, dă-mi înapoi alea. Este un evoker. Dar cred că o să treacă pe lângă barcă, nu? Exact, asta voiam. De asta nu voiam. O să treacă pe lângă barcă și nu o să facă să spuneze fantome de alea nemernice, nu? Asta vreau să văd. Pleacă, dispar de pe ecranul meu. Ăla e cumva un întreg bloc de netherite. Bro, dacă aș avea un smithing table sau cum îi zice, mi-aș fa...
Care erau șansele, bro? Vreau să-mi scrieți în secțiunea de comentarii care erau efectiv șansele. Să-mi ziceți, păi Pink, după calculele mele matematice foarte corecte, că eu am fost olimpic la matematică, șansele erau de X. Ok, asta... asta vreau să văd de la voi în secțiunea de comentarii. Așa că o să facem așa. Ăsta-i de fier, dă-l jos de pe mine, tinichea. Ce vreau să fac? Vreau să fac rost de o armură complet făcută din Netherite. Imediat ce reușesc să fac ceva cu toate gunoaiele astea care îmi tot vin în inventar. Uite așa. Și acum aruncăm și ăsta și acum o să pun pe mine... ce-am aruncat? Am aruncat cumva... Vino înapoi. Asta vreau să văd. O, aș putea să fac și toporul de Netherite dacă tot îl am. Stai tu așa. Ce drăguț. Ce drăguț. Full de Netherite, băieți. Complet inutil acest Netherite, aș putea să spun, dar ca idee. Bă, tot am găsit bloc de oase sau oase simple, mă? Pe bune că nu este efectiv absolut nimic pe aici. Ăla e un bloc de diamant. Hai că facem, uite așa, pam, 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 pam. Oh, uite, nice. Oh, asta înseamnă că pot să-mi fac coifu. Coifu, după care fac, uite, așa și așa. Ha, ha. Ce based a fost asta. Tu ce vrei, mă, ce vrei? Ai face bine să treci pe lângă barca mea. Vreau să... aaa, nu pot să-mi blânzesc ăsta, că efectiv sunt prea... ce Dumnezeu? Ești chiar nesimțit? Bă, ăsta nu se îmblânzește cacalul, ca să zic așa? Ce-i trebuie și zahărul să te ia? Bă, îți dau o lopată la fund dacă nu mă lași să te amblanzesc. Tu crezi că eu am făcut rost de... cum îi zice? Tu crezi că eu am făcut rost de... șa, ca să fii tu nemernic? Ok, este... este nemernic. Unde este un pește? Am nevoie de pești pentru că vreau să amblanzesc pisica, mă înțelegeți? Uite ce... a, firarama, nu ca mâncare. Uite ce aș putea să mă duc ca să... e bine, acum plouă. Oh, God, mai și fulgeră! Skulk senzor, ce Dumnezeule mare! Powdered snow! Aș vrea să zic că mulțumesc familiei mele că a inventat acest beacon. O barcă! O barcă, cum de numai... firar, ăla era blocul de care aveam nevoie pentru... aha! Pentru a face un conduit, exact, exact. Ce Dumnezeule mare e pe aici, e efectiv numai gunoaie. A, uite un pisel. Stai așa, piselul ăsta unde are de gând să se ducă? A, cred că trece pe lângă barcă. Bun, cât e glumă-i panorama, dar unde Dumnezeule mare sunt... un tort. Nice. Nu știu ce am aruncat, dar am luat tortul ăsta, dar nu contează. Ok. Mai ușor cu fulgerele alea. A, uite mă, editam mai templu de pești acolo. Uneori în viață trebuie să realizezi că regreți că ai aruncat... lingourile de Netherite. Unde sunt lingourile mele? Da, le-am pierdut, băieți. Le-am pierdut. Ei bine, uneori în viață mai și pierzi. Chiar dacă nu câștigi niciodată, tot pierzi. Găină, tu ești pe scară. De ce nu... de ce... aha! Acum te-ai gândit și tu să te urci pe... pe barcă. Ești liberă să mergi unde vrei, numai să nu cazi, ai grijă. Sau ce... ăla era bedrock? Ăla era bedrock! Ah, firaram, l-am aruncat. Jesus! Cum ar fi să mă fulgere acum, a? Come on, te rog, fulgere, mă, ca să pun pe TikTok. Come on, come on, come on. Oh! Putem să punem una de jale, băieți! Ia stai tu așa o secundică. Să punem ăsta aici și să punem un mal. A, nu prea se aude. Oh, aveam aici blocuri pe care le puteam folosi pentru... oh!